Nu? M-am gândit că ți se potrivește pentru că nu-ți știam slăbiciunile. Acum știu. Ce zâmbești? Sunt clar mai bună decât tine. Atunci și eu trebuie să-ți zic ceva. Nu, eu sunt. Dar nu sunt un alt lucru. Distrasă. Tatsu Yamashiro. Tocmai m-am mutat din Japonia. Ești prima adversară pe măsură pe care am întâlnit-o. Bună treabă! Înveți repede, dacă asta-ți dorești. Da. Arată-mi cine a comentat și mă voi asigura că nu mai vorbesc vreodată. Înțeleg. Dintr-un loc unde nu mă pot întoarce. Disciplina ghidează pe cei puternici, nu dorințele. De când am plecat de acasă, mi-a fost foarte greu să mă integrez. Oamenii cred că-s ciudată sau prea intensă. Exact! Tu mi-ai dat speranța că Metropolis e diferit. Dar se pare că voi deveni singuratică din nou, cur de prietenia ta, Diana Prince. La sufletul! Fetele voastre sunt întinate și acum vor fi ale mele. Răufăcători! Sufletele voastre sunt întinate și acum... Surori de suflet, partea a doua. Vor fi ale mele. Ade sabia mea! Adunătorul de suflete te va găsi! Antrenamentul minții e la fel de important ca cel al trupului. Ce încercai să mă suni? De ce te interesează adunătorul de suflete? Tu, răufăcătoarea care a scăpat. Și eu la fel. De aceea n-o să-mi fie ușor. Tabia mea? Vino și ia-o. M-a ajuns aici. Eu sunt... Katana! Misiunea mea e să pedepsesc răufăcători pentru faptele lor. Ce stâlhar! O singură lovitură și nu va mai fura niciodată. Implor pentru sufletul unui criminal? Iena! Stai în mașina ta? Nu ești un hoț? Pleacă! Acum! Ce am făcut? Ki, Yu, Jin, Rei, Makoto, Meio, Chugi, Jise. În numele lui Murasama, vă ordon tuturor, ieșiți din sabie și reveniți la viață! Păi, tocmai am eliberat sute de criminali. Cineva ar trebui să-i captureze. De data asta, voi proceda corect. Nu ca un călău, ci ca un erou. Sabia mea e sursa puterii mele. Cum să fac față responsabilităților fără ea?